Una dintre marile figuri uh, intelectuale ale uh, atenei clasice este Isocrate. A nu se confunda evident cu Socrate. Isocrate uh, e unul dintre marii pedagogi uh, ai atenei în perioada asta, a trăit enorm de mult, a trăit aproape 100 de ani, a murit puțin după bătălia de la Cheronea din 338, când grecii au fost bătuți mări de către macedoneni. Și a fost atât de trist încât s-a lăsat să moară de foame. Dar a trăit aproape 100 de ani. E mai bătrân decât Platon și Xenofon, era o vedetă intelectuală, avea o școală și el în Atena, unde se învăța filozofie și reticul. Retorică. Pentru Isocrate, retorica și filozofia merg mână în mână. Nu este o relație atât de tensionată, așa cum vedem la Platon în cele două dialoguri. Gorgias și uh, Phaedros, care ambele vorbesc despre și relația interesant. dintre retorică și filozofie. Socrate apare la Platon, este menționat odată. În, în Phaedros, Phaedros da, exact. Care se ocupă de retorică. Tocmai. Da, da. și spune că și la Isocrate, Isocrate e un tânăr uh, care se va apropia de filozofie. Asta spune Socrate lui Platon. Da, e un, un mic clan de uh, al lui Platon către un ilustru contemporan și rival. Da. Uh, dar e o figură interesantă isocrată Că vorbești despre retorică Sigur, el s-a ocupat de retorică Scrie discursuri, dar nu le rostea nu, de nu vorbea în public Nu vorbea în public Sau nu vorbea e... în adunare Vorbea în public, oh. evident, în interiorul da. școlii sale Da, considera că n-are o voce destul de bună Și mai ales era cam frică Ceea Ce Nu știu dacă era frică neapărat să vorbească în public Sau era frică de expunerea politică S-ar putea da. să fie și asta. Pe de altă parte, trebuie spus un lucru. Textele lui Isocrate sunt în cea mai mare măsură, nu toate, dar cele mai multe dintre ele, texte politice. Da? Sunt texte în care propune efectiv un program politic. Textele lui trebuie să le descriem puțin, da? pentru că în această perioadă formidabilă avem uh, dialogurile lui Platon, tratatele lui Aristotel și aceste discursuri ale lui Isocrate, care nu sunt discursuri politice sau ju judiciare, precum discursurile lui Demostene da, cu care da, da. este contemporan. Nu sunt un amestec de conferințe și Programe politice sau manifeste. Da. Avantajul lui Socrate e că avea timp să-și pregătească discursurile, pentru că nu erau rostite pentru o ocazie foarte precisă și, bineînțeles, acolo trebuia să răspunzi unei necesități curente, și peste 5 zile deja subiectul era fumat. Ceea ce înseamnă că avea timp pentru anumite discursuri, se vorbește de 5 ani, 10 ani de pregătire. Și de asta aceste discursuri sunt o bijuterie dar sunt obiecte de studiu până la urmă, sunt manifeste, sigur sunt conferințe, nu sunt întotdeauna foarte bine ancorate în prezentul imediat. De asta Isocrate își permite să trateze teme mari, panhelenism, de exemplu, sau Constituția Atenei, situația Atenei, sau relația dintre el și sofiști. Are un discurs, probabil de tinerețe contra sofiștilor. Deci aceste discursuri sunt niște mici bijuterii ale genului oratoric, dar oratoria desprinsă de necesitatea, de meandrele concretului. Vorbeai de panhelenism și într-adevăr Isocrate este marele ideolog al panhelenismului, al unirii grecilor în jurul unui proiect comun. Proiectul comun, evident, războiul cu Persii, războiul cu barbarii. Uh, și uh, este foarte persuasiv. Uh, da? uh, și lucrurile astea nu veneau de la sine. Nu? Ni se pare că, evident, grecii uh, se adună mm. și luptă cu perșii. Uh, no. Trebuie să nu uităm un lucru: că uh, în armata persană erau mai mulți greci decât în armata lui Alexandru cel Mare. Uh, da? să nu uităm acest lucru că erau destui și mercenari greci care luptau alături de perși împotriva macedonenilor. Și chiar când regii persiei au invadat Grecia când Xerxes se invadează uh, în Grecia. 480, da, da. Uh, sunt anumite orașe grecești care sunt de partea Imperiului Persan. Macedonenii, de pildă. De pildă După aia s-a da. schimbat După aia situația. să-și spele imaginea, e un proces <laughs> interesant. Da, ori în viziunea lui Isocrate, Atena și Sparta trebuie să colaboreze. Bun, am de ele ideea depinde asta la xenofon chiar în Sigur că da. de Isocrate exact. tematizează. Din punctul ăsta de vedere, Isocrate continuă pe xenofon. De fapt, n-ar trebui să spunem asta că e mai în vârstă decât uh, xenofon, dar ei gândesc la fel în această privință. Uh, mai e un alt aspect. Uh, amândoi sunt critici față de democrația ateniană așa cum este uh, în mă rog, prezentul lor. Poate că la Isocrate avem o viziune ceva mai uh, moderată uh, privind democrația. Uh, Aș ateniană. spune că e totuși o diferență importantă între cei doi. Xenofon este un critic al democrației, Tucur. El vrea să uh, scape de democrație, pentru că se pare un regim prost. Pe când? isocrate, vrea să revină la democrația clasică. Da, el vorbește de democrația lui Tezeu, ceea ce evident că este un mit. Și democrația, Iar democrația lui Solon. Democrația lui Tezeu și a lui Solon, în Acolo. viziunea lui, este o democrație de fapt destul de limitată. Bun, dar el spune că diferența între o democrație bună și una rea este că în democrația bună fiecare primește în funcție de ce merită, pe când în democrația rea fiecare primește în mod egal. Și, după părerea lui, ultimele inovații în Atena au adus la democrația Asta are legătură cu tema panhelenismului, pentru că o Atenă reformată în acest sens, o Atenă care revine la democrația lui Solon și Tezeu, este o democrație aptă să colaboreze cu Sparta. Și să realizeze unitatea lumii grecești. Acum, Isocrate a trăit suficient de mult încât să vadă spulberate aceste speranțe. Mă refer la războaiele care au continuat între diferitele cetăți grecești, faptul că Sparta a fost înfrântă. De te bani, faptul că cu ceva timp înainte, Spartanii încheiase o pace cu Persii, pe care Isocrate o consideră rușinoasă, și Isocrate a tot căutat campioni pentru viziunea lui. Da, Și sunt texte în care vorbește despre alte personalități din lumea greacă, cum e de pildă Evagoras din Cipru, da, pe care îl laudă foarte mult, sau Nicocles, tot așa, un alt text în care vedem această dorință lui Socrate de a găsi campioni ai elenismului mm. în diferite părți ale lumii grecești. Ori, la un moment dat, se întoarce cu mare speranță către Filip al II-lea al Macedoniei. Până își dă seama de fapt ce a făcut, până își dă seama cu cine are de-a face, pentru că Filip al nu e un un lider binevoitor. Cel vrea să proiecteze puterea macedoneană. Păi, așa Macedonia cum spuneam, să... uh, se spune că Isocrate a murit de inimă rea după înfrângerea de la Cheronea când uh. Filip al II-lea înfrânt pe uh, greci. Da, avem scrisoarea către Filip al uh, și când o citești, nu poți să nu-ți spui uh, că e o viziune extra. Ordinară, care chiar s-a materializat. Pe de altă parte, trebuie spus un lucru. În Atena existau oameni care erau în solda lui Filip al II-lea. Nu e cazul lui Socrate. Socrate nu este un intelectual vândut, nu este un agent al imperialismului no. macedonean. Nu vreau să neglijăm un aspect și anume, atunci e adevărat, Socrate vorbește despre panhelenism, dar totuși vede nevoia unui hegemon. Și uh, exact. întrebarea pe care o pune e bine să fie Sparta? Mm, hegemonia spartană de fapt nu e foarte productivă. Ai explicat deja. Uh, De-aia de nevoie un echilibru, de un echilibru de Atena și Sparta? Eu cred că prefer Atena. Pentru că spune așa, domnule atenienii sunt singurii puri, sunt autohtoni. Ei nu au dat afară pe nimeni atunci când s-au stabilit în Atena pentru că vin de pământul Atici. După aceea, atenienii întotdeauna au fost generoși. Tezeu este primul care a dat legi, numai că atenienii au dat aceste legi tuturor, astfel încât toate cetățile să fie bine guvernate de legi. Ei au primit darul agriculturii de la Demetra și darul misterelor, darul pe care iarăși sunt, atenienii sunt dispuși să le acorde tuturor grecilor. Deci totuși hegemonia ateniană e preferabilă și, ok, știm cu toții că atenienii au făcut anumite excese. Dialogul median e dovada cea mai bună. Dar nu poți să fii lider, nu poți să fii hegemon fără să mai și căsăpești pe câțiva. Dar deci totuși hegemonia ateniană e preferabilă chiar dacă nu avem de-a face E cu interesant că, niște că te sfinții. referit la niște mituri și este un aspect foarte interesant al operei lui Isocrate, modul în care Interpretează sau reinterpretează o serie întreagă de mituri. Te-ai referit la mitul autohtoniei, mitul Elenei. Da? Vorbește, de pildă, de, despre alegerea lui Paris și spune că a fost o alegere foarte înțeleaptă sau modul în care preia mitul lui Tezeu. E remarcabil această cum să spun, această aplecare asupra miturilor și dorința lui de a extrage un sens rațional. Asta vom regăsi mult mai târziu la un autor care seamănă foarte mult cu Isocrate și anume Dion Crisostomu. În secolul II după Hristos aș spune că Isocrate și Dion Crisostomu seamănă foarte mult în, în discursurile lor, modul în care folosesc miturile într-un demers filozofic și politic totodată. Uh, e chiar și distinția asta între mit și istorie pe care o facem noi în mod instinctiv, dar mitul fiind ceva fals și istoria fiind ceva real. Distincția asta putem vorbi de mit-istorie. Da. Distinția asta nu era foarte clară. și sigur miturile spun ceva autentic și spun ceva important de asta. Și Socrate și Platon sunt gata să le folosească pentru că au ceva de evidențiat. Și... Și Plato și Isocrate sunt, pe la urmă, patrioți. De asta se vede mai ales la Isocrate. Isocrate e, cred, cel care pune în mod cel mai subtil problema acestei întâietăți a Atenei, care trebuie să existe. Bun, sigur, mai avem asta da, la pericole. Un da, moment, da. la ce ne referim? Ne referim la uh, Panegiric sau da. la Panatenaic. Astea sunt două texte fabuloase da, sunt, ale poate lui cele mai Isocrate. Important. Însă, Isocrate totuși, spre sfârșitul vieții, își dă seama că nu prea mai e plauzibilă mm. această poziție de leadership al Atenei. Da? Și atunci caută mm. alte posibilități, un alt hegemon, un alt campion al cauzei helenice. Sigur, vede în Filip al II-lea un posibil campion al cauzei panhelenice cu dezamăgirea mm. de care vorbeam mai devreme. Acum în încheiere, cred că este un autor care trebuie citit pentru a înțelege conștiința de sine Ateniană în secolul IV înainte de Hristos. E o foarte interesantă combinație la Isocate între retorică și filozofie. E unul dintre marii profesori de retorică și de filozofie ai Atenei uh, clasice și unul dintre marile una dintre marile figuri intelectuale a, ale secolului IV alături de Platon, de Xenofon, de Aristotel și cred că ar trebui întotdeauna citit lângă de Mostene Mosten, pentru că doi atenieni cu viziuni foarte diferite. Da, adică de Mosten de Mosten a combătut. de la bun început uh, uh, el combate puterea macedoneană vede cât de periculoasă este vede ce pericol se află în, în spatele acestui regat, care nu era 100% grecesc. E o, o dezbatere aici. Probabil macedonienii nu erau recunoscuți ca fiind eleni, așa cum erau tebanii, spartanii, atenienii, corintenii și așa mai departe. Adică În cel și mai bun caz, tiraniei. niște concituri. Cel mai bun caz, da. Și vede pericolul tiraniei pentru că avem toate orașele pe care le-am enumerat, sunt polisuri, polei, sunt, sunt orașe stat. Pe când aici avem de-a face cu o nouă formă de organizare, regatul. O ciudățenie pentru un atenian pur sânge, pentru cineva dedicat idealului atenian. Așa că, bun, demosten, lăsăm la o parte toate poveștile celebre despre el, cum a devenit un orator bun, cum a învățat să-și rostească discursurile, E altă viziune despre destinul atenei. Și, în cazul ăsta poate că uh, Isocrate e un om care și-a făcut iluzii, da? un intelectual care Când a era. trăit din iluzii, dar iluzii care, uh, pe termen lung, au avut o posteritate extraordinară. Uh, fără îndoială, uh, discursurile lui uh, Isocrate despre uh, uh, unitatea grecească au avut un impact în secolul XIX sau în secolul XX. Da. Grecii, fără îndoială, îl percep ca un autor de mare actualitate, un autor patriotic și care poate să inspire în epoca noastră. Și foarte bine fac. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.